Frica e la cote extreme și majoritatea investitorilor de retail și-au vândut posesiile în acțiuni și alte tipuri de active. Oare aceasta este decizia bună pentru acest moment? Pentru că fondurile de investiții și mari investitori la nivel global să știi că în această perioadă au cumpărat agresiv. Și atunci, în realitate, a început acum o corecție? Și dacă nu a început acum, când va începe de fapt corecția la care ne așteptăm? Te salut, Cristian eu sunt. Consultant financiar și investitor în piețele financiare, și aș vrea să discutăm puțin astăzi despre corecțiile care ar putea să apară în următoarea perioadă, și despre faptul că săptămâna trecută majoritatea piețelor la nivel global au avut scăderi semnificative. În urma acestor scăderi, majoritatea investitorilor de retail au vândut. Am și eu amici care au vândut. Nu clienți, dar amici care au vândut pentru că s-au gândit că a început corecția. Și haideți să vedem astăzi dacă în realitate a început această corecție. Și aș vrea să ne uităm pe indicele BET. Indicele reprezentativ pentru piața noastră locală să vedem ce se întâmplă aici. De ce au vândut majoritatea investitorilor? Pentru că au văzut săptămâna trecută această coborâre semnificativă. O coborâre care este destul de des întâlnită în piețele financiare. Doar că investitorii la început de drum, în momentul în care văd o corecție de acest gen, se panichează și vând. Și atunci, în realitate, această vânzare este susținută de argumente cel puțin tehnice? E bine, haideți să vedem. Și pornim de la trend, întotdeauna pornim de la trend. Observăm că pe indicele BET astăzi avem în continuare un trend ascendent. Și avem impuls corecție, impuls corecție, impuls și teoretic aici ar trebui să pornească o corecție. Într-adevăr a început această corecție? Pe, ca să răspundem la această întrebare, va trebui să facem un zoom fix aici. Fix pe această zonă să vedem dacă într-adevăr a început corecția sau este doar o scădere ca orice alte scăderi din piețele bursiere. Și dacă facem un zoom pe această zonă, din nou avem un trend și din nou avem impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție. După fiecare corecție, urmează un impuls. Ceea ce s-a și întâmplat adică astăzi noi suntem pe un trend ascendent accelerant. Trendul acesta ascendent astăzi nu s-a schimbat. Suntem în continuare pe același trend. Chiar dacă am avut această corecție de săptămâna trecută, trendul nu s-a schimbat. Suntem pe același trend, trend ascendent. Tendința trendului este să se continue și să nu se schimbe. Asta înseamnă că nu se va schimba niciodată? Nu, sub nicio formă. Pentru că majoritatea investitorilor de retail sau panicat când au văzut această coborâre care teoretic a spart trendul. În realitate, în momentul în care se sparge trendul, este moment de hold. În momentul în care se sparge trendul, nu faci nimic. De ce? Pentru că mai apar manipulări în piețe. Da? Și în momentul în care apar manipulări, e posibil ca tu să vinzi în pierdere și apoi piața să-și revină. Da? Deci, momentul de spargere a trendului nu este moment de vânzare, este moment de așteptare. Moment de vânzare ar putea să-l reprezinte momentul în care se schimbă trendul. Și ce ar trebui să se întâmple ca să se schimbe trendul? Dacă nu s-a schimbat trendul, este moment de hold. Dacă spargerea acestui trend este moment de hold, ce aștept eu? Ce ar trebui să se întâmple să se schimbe trendul? Păi ar trebui să se întâmple în felul următor. Să avem minime și maxime Consecutive în scădere de data asta. Dacă ne uităm pe grafic, în momentul de față avem minime și maxime consecutive în creștere, atunci ar trebui să avem minime și maxime consecutive în scădere. Cum ar arăta un astfel de trend descendent? Păi, în momentul în care ar apărea o corecție care ar sparge din nou trendul, și în momentul acesta am avea maxime în scădere, și am putea să trasăm un trend descendent. Doar că încă nu putem să decidem 100% că trebuie să vindem. Când am putea să vindem? Păi în momentul în care prețul revine la trend și respinge din trend, astfel încât să avem maxime consecutive în scădere și să vindem în momentul în care suntem siguri că trendul s-a schimbat și că de acum încolo începe o corecție semnificativă pe o perioadă de timp mai îndelugată. De-abia acesta este momentul în care a început corecția pe o perioadă mai lungă de timp, și de-abia acum este momentul să vând. În realitate, astăzi trendul nu s-a schimbat. În realitate, trendul astăzi este în continuare ascendent. Și dacă revenim la acest trend și ne punem minimele astfel încât să fie foarte clare, observăm că ele sunt în creștere. Identic se întâmplă și cu maximele. Maximele sunt în continuare în creștere. Așadar, astăzi, trendul acesta este în continuare de actualitate. Asta înseamnă că de acum înainte există șanse în continuare ca prețul să crească. Se va întâmpla acest lucru 100%? Nu, nu există nimic 100% în această lume, dar trendul are tendința să se continue. De ce? Pentru că e mai simplu să facă lucruri pe care le-a făcut în trecut decât să facă lucruri noi. Va exista un moment în care se va schimba trendul și va apărea o corecție? Probabil la un moment dat, dar nu astăzi. Astăzi nu este momentul, nici săptămâna trecută nu a fost. E bine, dacă nici săptămâna trecută nu a fost momentul să vinzi activele, te întreb și pe tine, ai vândut și tu pe această tentativă de corecție de săptămâna trecută? sau ai acumulat și te-ai crescut posesia în activele pe care le consideri importante pentru tine? Ei bine, haideți să tragem și câteva concluzii. Astăzi trendul nu s-a infirmat. Dacă trendul nu s-a infirmat și suntem în continuare pe un trend ascendent, pe trendurile ascendente căutăm poziții de buy. Săptămâna trecută a reprezentat o oportunitate bună de a cumpăra active din piață la prețuri mai mici. Și bineînțeles, dacă a reprezentat o oportunitate bună și eu am acumulat. Dar crezi că doar eu am acumulat? Nu, sub nicio formă. Dacă te uiți pe volumele de tranzacționare, o să observi că majoritatea investitorilor de retail au vândut și majoritatea fondurilor de investiții și mari investitori la nivel global au cumpărat. Așadar, pe corecții semnificative, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, se pare că fondurile de investiții în continuare Acumulează. Și atunci, când ar trebui să vinzi, în realitate, activele pe care le deții? Păi, vânzarea activelor nu se face nici când prețul scade, dar nici când prețul crește, ci în momentul în care se schimbă teza investițională inițială pe care ai avut-o. În momentul ăsta, nu s-a schimbat mare lucru în piețele financiare. Într-adevăr, mai apare câte un război pe aici, pe acolo, mai apar atacuri, mai apar scandaluri. Băncile centrale au tendința în perioada aceasta, din câte am observat, să înceapă să taie dobânzile băncilor centrale. Atât Banca Europeană cât și Banca Națională Română a început să taie dobânda de referință. America încă nu, încă mai așteaptă. Dar în continuare lucrurile merg cam pe același făgaș. Astăzi lucrurile nu s-au schimbat semnificativ de ce se întâmpla în urmă cu o lună, cu două luni. Da, deci situația este destul de asemănătoare. E bine și în aceste condiții. De ce au vândut atât de mulți investitori de retail? Pentru că majoritatea investitorilor de retail vor să vândă pe maxime și să cumpere pe minime. Însă, în realitate, acest gen de investi nu se cheamă investiții. Acest gen de investi se cheamă mai degrabă trading. Da? Deci tradingul trebuie pus într-o categorie separată pentru că el seamănă mai degrabă cu un job. Și dacă vrei să fii trading, nu este nimic greșit cu lucrul acesta. Este absolut normal să vrei să cumperi cât mai ieftin și să vinzi cât mai sus, doar că nu mai este investiție. Este o investiție speculativă care ar trebui să fie pe perioade foarte scurte de timp. Pentru că acești oameni care au vândut săptămâna trecută, luni, marți, în momentul în care s-au panicat, au vândut toate activele și în momentul acesta piața a crescut și își revine la cote asemănătoare. Dacă trendul se va continua și va crește, ei nu mai sunt investiți în piață. Și ce or să facă? Pe or să cumpere în momentele în care se vor panica și vor vedea din nou că prețul crește accelerat. Lucrul acesta nu ar trebui să-l facă un investitor. Un investitor ar trebui să aibă un portofoliu echilibrat, să aibă și niște bani puși deoparte, astfel încât să poată să acumuleze în perioada în care toată lumea vinde. Dacă faci ce face majoritatea, o să obții rezultatele majorității. Așadar, tu fă lucrurile diferit și nu te lua după majoritate.